Bună dimineața, să avem împreună o zi magică. Sper că sunteți bine, sper că aveți multe planuri pentru această zi. Începem planul de care să vă țineți, desigur. Este foarte important să respectăm un program, să avem un program, să ne punem cât mai multe obiective. Pentru că dacă avem obiective, vom bifa din ele. Dacă ne lăsăm așa în voia vântului, cine știe unde ajungem. Cât de cât, desigur, vom fi și surprinși de univers, dar cât de cât e bine să urmăm o linie, să avem acolo un plan. Chiar întrebarea mea este dacă voi sunteți spontani și lăsați lucrurile să se așeze de la sine sau cât de cât aveți un plan, aveți o agendă și în funcție de acea agendă vă stabiliți obiectivele, prioritățile, ce aveți de făcut. Eu consider, cel puțin pentru mine, deși da, de multe ori sunt spontană și las loc imprevizibilului, inevitabilului sau las loc să fiu surprinsă, dar îmi place cât de cât să am un mic plan. Un mic plan, bine, sunt și zodie de pământ. Au mai fost persoane care mi-au spus că sunt leu. Nu, am într-adevăr, karma mea este în leu. Dar nu sunt zodia leu, sunt zodia capricorn. Și ca și capricorn, îmi place să am un plan bine pus la punct, să am o țintă, să am un munte pe care să-l urc. Și am un munte foarte mare, foarte înalt, pe care sunt convinsă și sunt foarte sigură că îl voi urca și mă voi bucura de priveliștea din vârful acestui munte. Dar pentru a urca muntele, consider că trebuie cât de cât, să am un mic plan, măcar de la zi la zi. Spuneți-mi cum funcționați, cu plan sau fără plan? Cum credeți că este mai bine? Eu cred că o combinație între cea mai bună soluție. Hai să vedem, înainte de a începe prezentarea pentru fiecare zodie în parte, mesajul Universului. Îl numim așa, mesaj magic, care spune că bucură-te de raiul pe pământ. Într-adevăr, pe pământ ne facem singur raiul sau iadul. Eu prefer să ne facem raiul, să facem fără rai din ce ai. Impecabilitatea cuvântului te poate conduce la libertate personală, la succes și la abundență. Tu poți intra în împărăția lui Dumnezeu prin respectarea acestui unic legământ. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Încă un mesaj care ne atenționează să fim atenți la gândurile noastre și la ceea ce scoatem pe guriță. Tot ceea ce iese pe gură, fiecare cuvânt are o vibrație și fiecare cuvânt atrage, creează într-un fel călătoria noastră. Într-adevăr, contează și destinul pe care îl avem și ce avem noi de făcut, de experimentat în fiecare viață, dar prin cuvintele pe care le avem, prin gândurile noastre, noi putem să ne creăm într-adevăr raiul aici pe pământ. Haideți să vedem care sunt predispozițiile acestei zile și ce facem noi astăzi, 10 iulie. Berbec. Berbecul este încăpățânat astăzi, nu vrea să asculte de nimeni, nu și ascultă poate nici gândurile, da? Nici mintea o blochează un pic. Ar fi ideal să vă țineți și voi de plan, că tot începusem cu planurile, și să nu fiți nici spontani, nici încăpățânați. Astăzi încercați să nu fiți încăpățânați, pentru că nu o să fie deloc în interesul vostru. Ceva rude o vin cu propuneri, poate de vizită, poate să rezolvați niște probleme de familie împreună, nu știu, unchi, verișorii, diverse. Poate chiar o reuniune de familie care vă constrânge destul de mult. Taur. Pentru taurii avem o zi în care are multe, multe de rezolvat și își pune baza pe cei din jurul lui, cum ar fi pe prieteni, pe oamenii cu care lucrează, pe diversi colaboratori. Da, veți primi ceea ce așteptați de la aceștia, dar nu așa cum vă doriți voi, nu la nivelul așteptărilor. Cumva, chiar mă gândeam zilele trecute când făceam curățenie, cum îmi fac eu curățenie, nu mi-a făcut nimeni niciodată și nu îmi face nimeni niciodată. Adică oricine mi-ar face, nu-mi face nimeni. Cum îți faci tu, nu-ți face nimeni. Așa că, da, într-adevăr, aveți niște așteptări care sunt prea mari. Nu o să facă nimeni cum o faceți voi treaba. Nici la curățenie, nici la condus, nici la nimic, nici la nimic.
Dar asta e ce să faci. Uneori trebuie să fii tolerant. Pentru că nu ai ce să faci mai mult de atât. Gemeni. Gemenii au o zi magică. Magică pentru că își vor da voie să se relaxeze, să se odihnească, își vor da voie să pună un pic pauză. Na, aproape că e weekend, deja voi sunteți pe picior de plecare. Își vor da voie să se relaxeze un pic și să se încarce cu energie, să-și încarce bateriile. Este foarte important să vă încărcați bateriile și să aveți și momente de pauză în care vă onorați sufletelul pentru tot ce ați făcut voi în o anume perioadă de timp. Partenerii vă fac declarații foarte frumoase. Rămâneți surprinși, plăcut surprinși. Rac. Astăzi, racii sunt mult mai motivați decât de obicei și își fac o mulțime de planuri pe tot ce înseamnă călătorii, creștere, rezultate la, poate la niște examene sau să-și ia o diplomă, să învețe mai multe lucruri. Vă faceți o mulțime de planuri și visați cu ochii larg deschiși. Puteți să vă îmbunătățiți din foarte multe puncte de vedere, deci aduceți multe, multe, multe informații în mintea voastră și ea o selectează așa, o pune pe categorii și vă veți folosi de toate informațiile astea la momentul potrivit. Vă va fi de mare folos. Leu. Pentru lei avem o atenționare la felul în care își cheltuiesc finanțele, la felul în care își distribuie bugetul pe acest weekend și chiar de astăzi, pentru că astăzi voi vă hotărâți ce faceți în weekend și e posibil să vă hotărâți să faceți niște mici extravaganțe. Mare atenție, pentru că posibil să exagerați un pic. Ceva tensiuni legate de familie, ceva tensiuni legate de o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult timp, care așteaptă de la voi ceva, care vă cere ajutor sau care pur și simplu vă tachinează, vă este ca un ghimpe în coastă, da, chiar dacă poate să fie chiar și din familie, tot așa se simte. Mare atenție! Aveți nevoie de puțin timp pentru voi astăzi în care să vă faceți o introspecție și în care să recunoașteți, să vă recunoașteți ce anume trebuie să vindecați. Prima oară e acceptarea, după acceptare vedem următorii pași. Fecioară. Fecioarei se propun aventuri atât la locul de muncă, dar și la acasă. Deși acasă și la serviciu, adrenalină, chef de distracție, chef de voie bună. Poate chiar veți face niște lucruri pe care nu le-ați mai făcut de mult, dar pe care vi le-ați dori să le faceți. Lucru care este important să mai faceți și pentru sufletul vostru. Vă ocupați de casă, de grădină, de gătit și diseară sau, mă rog, în a doua parte a zilei, după amiază, spre seară, vă pregătiți de ceva musafiri. Cineva vă vizitează, așa că să pregătiți bunătăți. Balanța. Pentru balanță este o zi cu multe ședințe. Astăzi stați numai în ședințe, în discuții, aveți capul vraiște. Da, sună un pic, nu sună foarte bine, sună un pic dureros, dar da, într-adevăr, dureri de cap, dureri de spate, dureri de coloană, mare atenție cu poziția la birou, mare atenție cu nervii pe care vi faceți. Sunteți foarte încărcați negativ astăzi. Puteți să beți un ceai de salvie, acesta ajută la purificare. Meditație, o rugăciune, psalmul 50, poate să vă ajute să vă mai curățați un pic de energiile negative. Nu vă mai enervați pe ce nu puteți să controlați și bine și pe ce poți să nu mai vă enervați, punct. Deci, fără nervișori. Scorpion. Scorpionii se aventurează în povești de iubire, se aventurează în tot felul de activități recreative. Lăsați la o parte tot și gata, e momentul să mă relaxez. Poate aveți parte de spa, poate aveți parte de relaxare, poate aveți parte de masaje, tratamente de față, de păr, de ce mai vreți voi, nici nu contează. Mulți scorpioni astăzi vor avea de câștigat, vor primi niște bani, vor avea de câștigat, cumva sau au loc
tranzacții sau poate chiar voi aduceți niște oameni împreună care vă oferă un comision, puteți să lucrați în direcția asta, conectați niște oameni și pentru că business-ul lor va merge sau vor semna un tratat, primiți și voi un comision. Săgetător. Pentru săgetători avem un SIN care ar trebui să-și monitorizeze foarte atent trăirile, sentimentele, poate chiar și micile invidii, pentru că în momentul în care sesizezi că tu știi că nu ești o persoană invidioasă, dar sesizezi, băi, am un sentiment de invidie, de răutate, de ce se întâmplă cu mine, e ceva ce trebuie cercetat un pic, pentru că nu este chiar în regulă să aveți astfel de sentimente, iar voi nu sunteți așa, dar sunteți și voi oameni, adică mai aveți astfel de trăiri. Astfel că cercetați-vă un pic ceea ce simțiți. Familia are nevoie de ajutor și poate să vă sune, să vă întrebe, să vă roage, să aveți să dați ceva energie în direcția asta a familiei pentru a rezolva situații. Capricorn. Astăzi capricornii sunt prinși cu multe treburi la depărtare. De asemenea, poate chiar să faceți multe drumuri, să semnați niște acte și să comunicați cu oameni de la depărtare. Așteptați poate vreo rudă, așteptați poate vreun coleg, așteptați pe cineva, tot din firmă, dar care vine de la depărtare și e foarte important să iasă bine toată această întâlnire, pentru că tot viitorul contează de cum iese treaba asta. Multe drumuri, multe acte, mulți nervi, mult trafic, încercați să respirați adânc și să respirați adânc și cu multă veselie și cu înclinându-vă către părțile pozitive. Vărsător. Vărsătorii sunt foarte pricepuți să repare prin casă, se strică ceva, că totuși Mercur retrograd, se strică ceva prin casă, vreun electrocasnic sau cine știe ce, se strică patul, vă apucați să bateți cuie și să schimbați prin casă, da. Dacă se fărâmă ceva în casă, vedeți ce faceți, cum le aranjați, cum le sortați, pentru că sunteți meșteri pricepuți. Poate un vecin, vreo vecină, de asemenea să bată la ușă cu ceva reclamații. Nu vă enervați, nu vă stresați. Cu vorbă bună se repară totul și se rezolvă totul. Poate sunt și invidioși, că la voi în casă e prea mare distracție. Pești. Pentru pești, această zi rezervă resorturi energetice importante, chiar dacă poate ați fost cu energia destul de fluctuantă în ultima perioadă, astăzi începeți să vă recăpătați efervescența, dinamica și sunteți puși în fața unei zile foarte bune, de care ar fi bine să profitați din toate punctele de vedere. Flirt, romantic sau, mă rog, pasiune, înfierbânțeală, înflăcărare pe partea asta a inimii, dar și pe la locul de muncă sau prin businessurile voastre puteți să aveți niște momente foarte bune de care vă recomand să profitați. Dragii mei, acesta a fost clipul pentru 10 iulie. Like, share, subscribe dacă vă plac clipurile mele, distribuiți-le și cu prietenii voștri sau și prietenilor voștri. Și dacă doriți astrograme personalizate, puteți să-mi scrie să vă las mai multe detalii. Vă mulțumesc!